Ne spuneți unde ce ați votat astăzi? Da, sigur. Eu am venit astăzi la vot cu convingerea că Sibiul are nevoie de continuitate și stabilitate în administrația locală, că Sibiul are nevoie de un primar echidistant, un primar care e în slujba cetățenilor și a orașului și nu în slujba unui partid, că Sibiul are nevoie de un consiliu local care susține executivul și care susține proiectele primarului și nu le blochează la comandă. Bineînțeles că am votat cu gândul la acest oraș aparte și încântător, un oraș puternic dezvoltat economic, cu locuri de muncă pentru fiecare, cu salarii decente, un oraș care și-a propus ca în următorii ani să finalizeze reabilitarea tuturor cartierelor, cu locuri de joacă și mini-parcuri în acestea, un oraș plin de viață, cu activitate culturală și sportivă intensă, un oraș unde vin anual sute de mii de turiști, dar în primul rând un oraș în care cu toții, indiferent de vârstă, să ne simțim bine și să ne simțim acasă. Mulțumesc. Dar credeți că va fi o prezență bună la vot și de ce ar trebui oamenii să iasă la vot astăzi? Eu sper că va fi o prezență bună la vot pentru că viitorul și mersul înaintea orașului este în mâinile comunității, mâinile cetățenilor care votează. Eu sper că momentul în care se prezintă la vot, decizia care o iau când pun ștampila pe buletinele de vot, sper că o fac în cunoștință de cauză, că au analizat performanțele de până acum a candidaților, că s-au uitat la programe și s-au gândit că, într-adevăr, Sibiu trebuie să-și continue dezvoltarea. Vă așteptați să fie niște alegeri fără incident? Da, cu siguranță.